Bine, v-am găsit la horoscopul de luni, 28 martie. Ne apropiem de șirea din luna martie, ca tare, bineînțeles, vă aduc aminte că sunt mare parte, o parte, hai să zicem, nu mare parte, din horoscoapele lunii aprilie deja publicate. Este astrodrama lunii aprilie, dar luni fiind, clar că există și horoscopul săptămânii, că vine o săptămână interesantă cu câteva evenimente de top. Avem nu numai lună calendaristică nouă, dar avem și fază de lună nouă, ceea ce înseamnă că urmează și un oracolscop de lună nouă atunci în preajma datei de 31 martie sau chiar poate pe 1 aprilie. Întâi trebuie să termin horoscoapele lunii aprilie și pe urmă mai vorbim noi și de oracolscop de lună nouă. O să mai fie niște conjuncții foarte interesante, că tot v-am spus lucrul ăsta, că a fost luna martie, o lună cu foarte multe conjuncții și unele cu totul și cu totul speciale. Două dintre ele ne așteaptă săptămâna asta. Dar mai avem și 5 conjuncții ale lunii. Luna, chiar astăzi, se află în Vărsător, unde încă mai sunt 3 planete, astfel încât luna se întâlnește cu toate cele 3 planete din Vărsător. Se întâlnește cu Marte, apoi se întâlnește cu Venus și apoi se întâlnește tot pe parcursul acestei zile și cu Saturn. Întâlnirea cu Saturn a mai avut loc odată, la începutul lunii, pe 1 martie, acum se produce pentru a doua oară. Și tot o să se producă, dar de două ori într-o lună e ceva, nu este o noutate. Am vorbit despre asta în astrodrama lunii martie pe Îndelete. Dar iată, întâlnirea lunii cu 3 planete, așa 3 butoane, vă tot spuneam că de ceva vreme n-au mai avut loc întâlnirea ale lunii cu diverse planete, mai degrabă fiind o aglomerare de planete în zodiile astea, Capricorn, Vărsător, Pește, acum iată și Berbec. Normal că este o perioadă așa în care câteva zile la rând au loc conjuncții, după care nu se mai întâmplă nimic. Iată că acum, revenind într-o zonă prin care am mai fost și pe la începutul lunii, se activează din nou conjuncțiile lunii. Și conjuncțiile lunii sunt niște cărămizi în plus la ceea ce luna nouă de pe 2 martie a adus. Luna nouă în Pești la momentul respectiv. Acum sunt ultimele adaosuri la ceea ce atunci luna a început să pună în coșuleț. E, acum cu ce vine? Cu acțiune de la un Marte în Vărsător, cu bună înțelegere, simpatie, prietenie de la un Venus în Vărsător, maturitate, seriozitate, spirit vizionar, înțelepciune de la un Saturn în Vărsător, multă energie de Vărsător datorită acestor 3 planete la rând pe care le tranzitează luna. Ăsta este momentul important al acestei zile, 3 întâlniri așa la nivel înalt între lună și planetele de acolo din Vărsător, care s-ar putea să elibereze niște aspecte, să mai rezolve niște probleme în viața noastră, să ne ajute să privim spre viitor, să mai înțelegem încotro trebuie să mergem de acum înainte, să acționăm. Bun, multe chestiuni pot fi legate și de viața sentimentală sau de cuplu. Și deci, luna își lasă amprenta prin evenimente, decizii, idei, inspirație, soluții, scântei. Sunt mici scântei pe care luna le mai adaugă acolo pentru a completa cu succes ceea ce luna nouă în Pești a generat atunci pe 2 martie. Și acest ciclu lunar se va încheia undeva pe 1 aprilie la următoarea lună nouă, dar în Berbec de data asta. Cam atât am de spus despre ziua de azi, dar 3 conjuncții ale lunii nu-s de colo. Și ca atare vă invit jos să căutați în descriere minutul și secunda de unde începe zodia voastră natală sau ascendentă și hai să vedem cu ce vibe începem noi săptămâna de final de martie. Pentru voi berbești, cele 3 conjuncții de astăzi clar că vin cu uși deschise către ziua de mâine. Poate fi o perioadă cu planificări nemaipomenite, cu o dorință de pregătire a unor proiecte
mari de viitor pentru voi, multă visare, mult optimism, entuziasm, ceea ce simțiți voi acum. Aveți un sentiment din ăla de garanție că ceea ce doar visați deocamdată sau poate deja visați de ceva vreme e pe cale să se materializeze. Pentru unii, acum se pot materializa niște vise, că prea trei la rând așa, când o să mai fie trei planete așa în șir așezate, aveți acel sentiment că după lupte seculare se împlinește un vis, un scop, un ideal pentru voi. Poate unii chiar aveți acel sentiment de în sfârșit s-a împlinit, în sfârșit am primit, cât am așteptat, cât am muncit, cât am sperat, m-am dat peste cap, am trecut prin atâtea, dar iată că s-a împlinit ceva, un mare scop. Dar un scop care acum, prin simplul fapt că s-a împlinit, aveți, vi se citește pe chip fericirea, împlinirea, satisfacția, mândria, ego-ul, foarte puternic. Primiți ce vi se cuvenea, primiți ce poate unii nici nu mai sperați că o să vină vreodată. O dorință împlinită, o speranță împlinită, rezolvarea finalmente a unei probleme, că poate s-a încheiat o etapă din viața voastră și dacă tot s-a încheiat, a venit și vremea răspunsului final, ultimului episod, dar care este și deznodământul acelei situații. Asta e sentimentul, că intervine parcă destinul, că poate e o activitate la care ori munciți de multă vreme, ori se tot, vă învârteați așa în cerc și nu se mai clarifica odată, dar acum se clarifică. Acum știți mai bine unde vă aflați, încep să vină roadele și sunteți foarte mulțumit de ceea ce primiți. Taurii sunt dornici de afirmare. Ce să mai vorbim pentru voi, această triplă conjuncție sau, mă rog, de trei ori conjuncție pe parcursul acestei zile vă așează la loc de cinste. Se vorbește despre voi, vă puteți depăși rivalii, arătați cine sunteți, clipiți, străluciți. Poate fi un moment de succes, afirmare, relansare, o nouă încercare la o acțiune care, să zicem, data trecută n-a ieșit așa cum v-ați dorit voi. A ieșit, dar se putea și mai bine, spuneați voi. Și acum vi se mai dă o dată șansă. Data trecută, când s-a mai întâmplat odată evenimentul respectiv, nu erau Venus și Marte în zona cea mai înaltă a succesului pentru voi. Era poate doar Saturn, cu care luna astăzi are întâlnire. Dar acum și cu ceilalți doi aliați acolo se mai pun niște ingrediente la rețeta succesului. S-a mai adunat un pic de ambiție, s-a mai adunat un pic de noroc, s-a adunat un pic de imagine de sine, stimă de sine, mai bine zis, încredere în voi. Vă duceți la noua confruntare, repet, poate fi repetarea unei confruntări, vă duceți la a doua șansă sau a treia sau a șaptea șansă, cine știe, dar încrezător în voi, sigur pe succes. Ați învățat ceva din încercările nereușite de până mai ieri? E ca atunci când vă duceți să dați din nou examen la școala de șoferi. Ați picat odată, ați picat de două ori. E, alții ar fi alunecat în depresie, în renunțare, dar ce să mai dau, că n-am să-l câștig niciodată, n-am să-l primesc niciodată. Dar voi nu v-ați pierdut speranța, încrederea în voi, în primul rând, și vă duceți din nou la luptă cu capul sus, cu lecția învățată, clar că între timp ați mai adunat ceva experiență și vă duceți cu încredere absolută în succes și puteți avea succes tocmai datorită acestei atitudini de învingător, de soldat care se duce pe câmpul de luptă convins că va câștiga bătălia. Pentru gemeni, această de trei ori conjuncție, că nu pot să-i spun triplă conjuncție pentru că nu sunt toate trei în același loc, de trei ori conjuncție vă aduc cele trei întâlniri ale lunii idei, inspirație,
soluții salvatoare, soluții originale, noi, la care nici prin gând nu va, care nici prin gând nu v-au trecut până acum. Poate este o situație în care sunteți implicat. O lecție, trebuie să învățați ceva, e o acțiune la serviciu pe care o faceți de ceva vreme, iar și iar și iar și nu mai ieșați din situația asta. Iată că vă vine așa, oricineva vă oferă acest sfat, ori e pur și simplu propria voastră inspirație care se naște din experiență, prin simplu fapt că între timp ați acumulat, ați învățat, ați trecut prin tot felul de probe, acum știți ce să faceți. Data trecută n-ați știut. Data trecută ați fost un pic nemulțumit de rezultate. Ba chiar poate cineva v-a și mustrat așa ușor, șeful, un părinte, cineva, clientul, că n-a fost mulțumit 100% de rezultat. Dar acum mai încercați odată, mult mai bine, după ce v-ați informat, ați mai adunat acolo ceva la palmares și iese. Și sunteți lăudat, sunteți voi, mândri de voi, de roadele culese, niște recompense tot vin de pe undeva. Sau poate fi chiar un sfat pe care îl primiți, dar are rolul ăsta de liniștire a apelor, de mulțumire că ați aflat informația care vă trebuia, pontul care vă trebuia, ideea care vă lipsea vouă și asta vă luminează parcă mintea. Ieșiți din această zi cu o lecție învățată, o informație primită și cu o clarificare mentală foarte importantă pentru ceea ce aveți de făcut de acum înainte într-un anumit plan. Racul nu prea se simte în apele lui, deși cele trei planete, întâlnindu-se acolo cu Luna, cine este Luna, dacă nu chiar guvernatoarea voastră, nu vă prinde în cea mai bună postură. De ce? Pentru că toată întâlnirea asta este într-un sector foarte ascuns. E ca și cum voi aveți parte de niște ocazii, șanse, auspicii, dar vă prinde într-un moment defavorabil. De exemplu, e doar un exemplu ca să înțelegeți la ce mă refer. E o perioadă, să zicem, o perioadă foarte bună pentru voi, în care vă merge mintea strună, dar nu aveți clienți sau nu aveți comenzi sau sunteți în concediu sau ceva care nu aveți la ce folosi bunătatea aia de resursă. Nu sunteți în câmpul muncii, nu aveți comenzi, așa cum spuneam, deci ce rost are să aveți în coș asemenea mere bune dacă voi nu puteți mânca merele alea. Niște lucruri minunate apar în viața voastră când voi nu puteți beneficia de ele. Se rezolvă o situație, dar se duce la altul, că nu vă puteți folosi de ea. Este un moment bun pentru puncte, dar ce scrie acolo pe puncte, voi nu vă puteți ocupa de lucrul ăla. Deci degeaba. Ce păcat că vine norocul ăsta pe strada voastră, dar voi nu sunteți pe strada aia, cam ăsta e sentimentul. Aveți niște blocaje, niște... Vedeți așa că trece norocul. Wow, ce frumos trece pe strada mea. Dar voi sunteți închis în casă, în carantină, între ghilimele. Trece iubirea vieții voastre pe stradă și îl vedeți de la geam, dar voi nu puteți coborâ că v-ați rupt piciorul. Sunt niște prostii, ce spun eu, dar blocajele alea sunt mari, de netrecut. Dar voi vedeți așa prin fața ochilor cum vă trece șansa, norocul, ocazia. Și voi nu puteți pune mâna pe ea din diverse motive. Poate motivele sunt și impuse de niște condiții care nu depind de voi. Altcineva v-a închis în casă, cum s-ar zice, și de vă uitați pe geam cum trece norocul prin fața casei voastre. Deci sunteți ținut pe loc într-o situație neplăcută și care vă ține la distanță o mare șansă, care ce frumos ar fi fost să fiți acolo disponibil, accesibil și să puneți mâna pe ea. Leul
Pentru voi este un moment de activare a unei relații, a unei situații în tandem, în pereche, voi cu cineva. Poate cu persoana iubită, poate cu un tovarăș, poate cu un partener. E acel sentiment că erați doi înhămați la aceeași căruță. Poate până acum căruța asta mergea un pic dezechilibrat. Erați doi, dar nu se lucra realmente în tandem. Unul ducea tot greu și celălalt mai stătea și dormea în căruță acolo. Acum s-ar putea să aveți o discuție foarte clară, cu foarte fermă, cu condiții foarte bine stabilite, prin care să vă declarați unul altuia în acest tandem drepturile și obligațiile. Cu ce intră fiecare în povestea asta? Ca să nu ducă unul tot greu și celălalt să ceară la sfârșit dividende. O discuție între tovarăși, o discuție între parteneri, o discuție în cuplu. Tu cu ce vii, eu cu ce vin. Tu ce aștept de la mine, eu ce aștept de la tine. O discuție foarte amicală la urma urmei. Nu e nimic agresiv acolo, nu e pic de râcă, de care e șeful, care e pe care. O discuție ca între doi oameni cu scaun la cap care trebuie să-și declare fiecare intențiile și scopurile în această poveste. Și se poate ajunge la niște concluzii foarte bune la urma urmei. Se pot rezolva niște diferende de opinie acolo, că până acum mai aveți și momente în care trăgeați în direcții opuse. E, acum parcă vă adunați așa toate ideile, puneți cap la cap ce zice unul cu ce spune celălalt, găsiți din partea celuilalt multă înțelegere, complementaritate, un feedback favorabil și la ceea ce spuneți voi și, bineînțeles, e valabil și reciproc, și din dialogul ăsta foarte viu, foarte tonic, se poate ivi o aventură nouă, o activitate nouă, o direcție nouă în relația asta. Un suflu nou, pentru că v-ați deblocat, că stăteați așa în așteptare. Ceva de genul, așteptați la celălalt o anumită acțiune și nu venea. E, acum o declanșați practic, stați foarte serios, așa ca doi prieteni la o discuție și stabiliți fiecare ce are de făcut în povestea asta comună, ca la final tot împreună să culegeți roadele victoriei. Fecioarele, nu vă simțiți voi chiar în apele voastre așa, nu că ați fi voi, voi n-aveți nimic, voi sunteți foarte bine ajutate de cele trei conjuncții pe bandă rulantă de acolo din vărsător, care unde se produc dacă nu în casa voastră, fecioare. Deci la capitolul ăsta voi aveți trei aliați de nădejde, cele trei planete. Dar parcă altundeva e problema la voi. Aveți impresia că deși voi aveți toate auspiciile necesare succesului asigurate, aveți norocul în curtea voastră, cineva stă așa la pândă să vă fure vouă norocul, să vă... Cineva care parcă nu se bucură de reușita asta voastră. Aveți un mic rival acolo, bine camuflat. Poate e atât de bine camuflat încât s-ar putea să se dea drept prieten, aliat, tovarăș. Poate e chiar din mediul vostru foarte intim și pe care voi l-ați tratat foarte bine, ați lucrat alături de această persoană sau pentru această persoană. Deci a fost o comuniune foarte bună într-un anumit plan. Dar, taman în planul ăsta în care voi v-ați dat acolo tot interesul, această altă persoană din grupul respectiv își cam arată latura negativă, își dă ramă pe față. Poate auziți zvonuri, poate auziți bârfe despre această persoană. Se vorbește pe la spate. Sau e propria voastră intuiție care vă suflă în ureche. Ai grijă la asta că se dă prieten, se dă tovarăș, se dă aliat. Dar cine știe ce caută. De fapt, la originea acestei situații este clar o stare de invidie pe reușita voastră, pe succesul vostru. Că sunteți foarte bine susținuți. Ar trebui să vă meargă de minune într-un anumit plan, dar acolo când vă merge de minune într-un anumit plan, există și
inamicul din umbră care parcă vrea să vă taie bucuria. Da, poate chiar și ăsta este cuvântul pe care vreau să-l spun. Aveți un motiv de bucurie, de succes, de sărbătorit, dar cineva își bagă coada și vă strică toată bucuria respectivă, tot cheful, tot elanul. Strică relația voastră cu aceste persoane din jur, își bagă coada, un intrus în grupul ăsta. De orice natură ar fi acest grup, poate fi și în cuplu să se bage cineva. Voi cu persoana iubită și vă treziți cu un prieten care vrea să vă facă un mare bine și cine știe ce spune și cine știe ce răutate începe să vă sufle la ureche, să vă influențeze, să vă taie tot elanul la urma urmei. Deci de-aia trebuie să fiți foarte grijă cine se bagă în inima voastră, în mintea voastră, în casa voastră, în activitățile voastre, la serviciu, că nu prea vă vrea binele. Voi, balanțele, aveți ceva de lucru, mult, pe semne, dar sunteți un pic strâns cu ușa, cam grăbit de niște împrejurări care cer de la voi rezultate imediate. Parcă se apropie un termen limită, un final de lucrare, de acțiune, care vă obligă să vă mișcați un pic mai repede, să măriți ritmul, să lucrați 10 ore, nu 8 ore. Se apropie așa din urmă o scadență care vă obligă să vă mișcați și o să vă descurcați de minune. Vă concentrați, poate mai degrabă sub presiune reușiți să dați randament decât dacă ați avea tot timpul din lume. Mai aveți un pic, parcă sună clopoțelul la ureche, ceva ce vi se spune mâine depui lucrul ăsta sau deja a intrat în prelungiri, cam ăsta e sentimentul și asta vă obligă să vă apucați serios de activitatea aia. Împins de la spate, strâns cu ușa, obligat de un termen care vă suflă în ceafă așa. În orice plan al vieții, poate fi o activitate profesională sau o decizie pe care trebuie să o luați repede. Împins de la spate de cineva care nu mai are răbdare pe semne. Mai sunteți luat așa un pic și prin surprindere de niște evenimente. Aveți impresia că un anumit plan are tot timpul din lume să se manifeste. Am timp, lasă, ce grabă, spuneați voi. Îi se pare că astea trei conjuncții așa pe bandă rulantă vă cer schimbarea totală a vitezei. Din viteza a doua trebuie să treceți pe turbo, pur și simplu. Repede, vă spune cineva. Sau parcă e prea repede. Aveți impresia că poate nu voi schimbați ritmul, parcă cineva vă schimbă ritmul și wow, trebuie dintr-o dată să vă mișcați precum o felină. Când înainte mergeați așa ca o broască testoasă. Vă destabilizează un pic această schimbare de ritm, de la lent, lentișor, acolo, blând, la prea repede. Clar că s-ar putea să vă și irite la un moment dat, să vă și enervați, să și greșiți din cauza schimbării de ritm. Că voi nu vreți să fiți presați, pistonați, există și risc să nu vă puteți concentra eficient când aveți atâta grabă acolo, flacăra asta din spate care vă arde. Hai, repede, repede! Știți cum e atunci când trebuie să depuneți o lucrare, dați la școală lucrare și profesorul spune gata, jos stilourile, dați lucrările în față și voi mai aveți ceva de scris acolo. Și așa în ultima clipă, așa când vă ia lucrarea, parcă vă vine să mai scrieți ceva. Și rămâneți cu ideea că dacă puteam, mai aveam eu 5 minute, ce bine era. Și de fapt asta regretați voi acum, că ați avut astea 5 minute, dar le-ați risipit. Pe un anumit plan al vieții v-ați bazat că e timp și că încolo nu era timp. Și acum, pe repede înainte, trebuie să duceți la îndeplinire o activitate, dar vă pare rău că sunteți grăbit, că dacă ați fi avut timp, ieșea perfect. Așa, sub presiunea timpului,
clar că nu o să fie de nota 10, ci să fie de o notă ceva mai mică. Scorpionul este chemat așa de șef, de un părinte, de o autoritate în viața voastră. Vă cheamă la raport. Ia, vină încoace, spune șeful ăsta. Normal că vă duceți acolo cu un dram de frică, de îngrijorare. Wow, ce o să-mi spună? Pentru că s-ar putea ca această persoană să vă ia la bani mărunți ce ați făcut voi de multă vreme încoace, de o lună încoace, de mai mult de o lună încoace. Și stați ca pe ghimpi. Oare o să ies bine la raport? Oare mi-am făcut temele cum trebuie? Că vă... O trecere în revistă, un bilanț. Dar nu aveți motive să vă speriați. O să ieșiți de minune la această întrevedere cu acest superior, cine o fi, șeful, profesorul, părintele. E doar imaginea cea care vă sperie. Wow, e șeful. Dar nu, șeful ăla vă apreciază just activitatea. Da, vă duceți la el acolo cu lucrarea. Uite, șeful, asta am făcut. Dar el vede, analizează și apreciază. S-ar putea să primiți un mare like la acest examen pe care îl dați în fața acestui superior, cine o fi el. Ba chiar s-ar putea să fie un fel de ego foarte mărit, când o să vedeți că vă apreciază, poate chiar și prin comparație cu alții vă favorizează. Laudele pe care le primiți de la acest om sunt o fantastică motivație pentru voi. În primul rând, vă garantează vouă că ce ați făcut e ok, dar vă umflați în pene așa un pic pentru ceea ce auziți. Dar vă umflați în pene pentru că aveți sentimentul că după mult timp care ați muncit, ați dat ce ați putut acolo, parcă nu se vedea rezultatul muncii voastre. Parcă până acum n-ați primit aceste laude, tocmai de la acest om pe care îl priviți ca pe o somitate, ca pe o persoană de care depinde imaginea voastră, stabilitatea voastră profesională. E, și laudele acestui om, parcă o să le scrieți de mâine încolo, o să le scrieți în CV. Am luat nota 9 la examen cu marea somitate, cu marele avocat, cu marele profesor, cu marea autoritate în domeniu. Pentru că nu e un oarecare acest om. Mândria pe care o să o aveți voi într-un astfel de moment de notă bună, luată la un examen al vieții, vă stimulează. Vă căpătați voi încredere în voi datorită acestei aprecieri. Poate e o apreciere oficială, o recunoaștere, cum ar fi o diplomă, un examen luat, un atestat, o treaptă profesională, o notă luată la un examen și o notă bună, sau e doar o apreciere așa în mod, nu știu, cumva public din partea acestei persoane și care vă mărește vouă foarte tare ego, dar în sens bun, constructiv, stimulativ, ca să vă extindeți și mai tare orizonturile și să urcați și mai sus de acum înainte. Voi, săgetătorii, doriți să vă eliberați de niște oameni din preajma voastră, pentru că v-ați dat seama că nu vă ajută cu nimic acești colaboratori, colegi, prieteni, ce or fi ei acolo. Parcă nu mai sunteți pe aceeași vibrație, pe aceeași lungime de undă. Cât pentru unii e un moment în care voi decideți să părăsiți un spațiu, un grup, o clasă, o echipă. Pentru că aveți impresia că sunteți ținut pe loc de acești oameni. Voi puteți mai mult, clar. Sentimentul vostru este că valoarea voastră e net superioară locului în care vă aflați. Oamenii ăștia nu vă apreciază la justa valoare. Oamenii ăștia vă țin pe loc, vă taie vouă elanul, vă taie vouă aripile, vă reduc șansele de promovare, de creștere, de evoluție pe un anumit plan, de evoluție spirituală, de exemplu. Deci vă aflați într-un mediu. Ce o însemna acest mediu?
o prietenie, o echipă, un cuplu, o iubire. Dar ajungeți la concluzia că nu mai stau aici. Eu merit mai mult, pot mai mult, există ceva mai bun de atât. Omul ăsta îmi înjumătățește mie valoarea, șansele. Încât unii sunteți gata să puneți punct acestei relații. V-ați gândit mult la ea? Cine știe de când tot îi mai dați o șansă, îl mai iertați, îi mai treceți cu vederea toate neajunsurile acestei relații. Dar pe semne că a cam venit vremea să spuneți stop, gata. Gândiți-vă că n-a mai avut loc o astfel de întâlnire, cel puțin dintre Lună și Marte aici, într-un sector relațional, n-a mai avut loc de multă vreme, încât de mult așteptați voi declicul ăsta, curajul ăsta de a-l da afară pe acest om din viața voastră. Pentru că debarasându-vă de el, voi vă eliberați de energia sa negativă, de capcana în care vă ținea acest om. Sau dacă nu e un om, e o situație. Erați prins într-o zonă defavorabilă, sub nivelul vostru, un job nepotrivit, un loc neadecvat. Deci era un sentiment că sunteți în locul nepotrivit sau în mediul nepotrivit pentru ceea ce puteți voi. Și cu greu ați ajuns la această revelație. Voi sunteți o zodie care, dacă nu se află în locul, spațiu potrivit, nu dă randament. Dacă lucrați în medii, nu știu, fără lumină naturală, nu dați randament. Pentru voi spațiu este extrem de important. Vă trebuie un dram de libertate, vă trebuie un dram de perspectivă. Nu puteți lucra în medii închise, în camere foarte mici, aglomerate. Repet, unde nu vedeți măcar un pic de orizont pe fereastră sau în medii reci, reci ca și temperatură, dar reci ca și energia locului. E și asta, ajungeți la concluzia că voi trebuie să părăsiți acest loc. Locul înseamnă oamenii printre care vă aflați la urma urmei. Că nu mai sunteți prețuit, că nu vă mai simțiți în largul vostru, că nu se mai întâmplă nimic bun în acel loc și sunteți foarte hotărâți să deschideți ușa și să schimbați locul și norocul. Capricornul, aveți ocazia de a vă arăta supremația într-un anumit plan al vieții voastre. Supremație însemnând de fapt atuul vostru forte. La ce sunteți voi cel mai bun? O calitate, un talent, un avantaj al vostru, un as în mânecă? Poate printr-o competiție, da, poate sunteți pus față în față cu alții similari. Dar tocmai prin comparație, lumina cade pe voi, că voi aveți acel atu, celălalt de alături nu-l are. Bun, poate e nevoie și de un dram de șansă, clar, dar și de a vă pune voi mai bine în lumină. Asta înseamnă să nu stați în banca voastră, să nu fiți modest. Da, un dram de bătut cu pumnul în piept la nevoie. Să vorbiți despre voi, să vorbiți despre ce ați realizat voi înainte, să vă remarcați prin propria voastră campanie de imagine. Vă ajută foarte mult momentul de azi, să vă arătați realmente valoare. Și poate valoarea la voi se măsoară și în bani. Primiți-o ori felicitări, ori roade materiale la munca voastră. Poate fi un moment de apogeu, un moment de a reuși să fiți number one într-un anumit plan, o competiție acolo, dar sunteți pe val, în vârf. Deci trebuie să, cu multă încredere, încredere e tot, încredere în voi înșivă, încrederea în valoarea voastră, deci adio modestie, adio al pune pe altul în valoare, voi contați acum, cel mai mult voi. Nu e egoism, ci e doar
încredere în cine sunteți. Adică astăzi aveți acel sentiment că vă dați seama câți bani faceți, care vă e prețul, la ce străluciți voi, la ce sunteți voi specialistul care, în care nimeni nu vă poate întrece. Da, cu un dram de tupeu, cu un dram de ego, de încredere în eu vostru, eu, puneți-l pe eu deasupra oricui și scoateți din peisaj alții, că acum e vremea să vă bateți un pic cu pumnul în piept pentru succesul vostru. Vărsătorii, luna e la voi în zodie. Aceste trei conjuncții se produc la voi în ogradă și trebuie să profitați de ele. Unele dintre ele chiar nu s-au mai produs de mult, deci e un moment de conștientizare a celui care sunteți voi. E un moment de ieșire din umbră, un moment de ieșire din anonimat, dintr-o zonă de izolare, poate. Pe un anumit plan, deși a fost foarte bine susținut, lumina a căzut pe voi în ultimele luni foarte bine, pe undeva n-aveați încredere în voi. Cineva vă critica, cineva vă eclipsa, cineva vă ținea blocat într-o zonă de îngrijorare, de frică, de neîncredere în voi. Dar luna, acum, întâlnindu-se cu cele trei planete pe bandă rulantă, vă spune: stai, tu ții cont de ce spun ai la alții. Că cineva va critica pe nedrept, cineva va judeca prea aspru și poate va și manipulat prin aceste frici pe care vi le-a inoculat această persoană, care da, poate avea oarecare putere în fața voastră, un părinte aspru, un șef dominator, un concurent dur, dar azi aveți un moment de la de revelație a valorii voastre, a celui care sunteți. Cad atâtea lumini pe voi și vă puteți da la o parte rivalii. De fapt, nu dați rivalii la o parte, cât vă îi arătați celuilalt câtă încredere aveți în voi. Poate să spună ce vrea să spună. Nu țineți cont de asta, ci ieșiți la lumină. Ăsta e sentimentul. De lumină, de ieșire din umbră, de ieșire din zona în care stăteați acolo și vă de sub pat, din debara, că cineva v-a ținut acolo, v-a ținut prin dominare, prin manipulare, prin frică, prin supunere într-un fel sau altul. Dar acum vă decideți să rupeți lanțurile alea, să rupeți gratile de la închisoarea în care a fost ținut și să arătați cine sunteți. Și s-ar putea să aveți, în primul rând, voi un moment de uimire, de iluminare, descoperind cât de bun sunteți. Și am ajuns și la pești, care s-ar putea să primească tot felul de informații, vești, zvonuri și unele pot fi foarte bune la urma urmei. Ca tare trebuie să fiți atenți ce vă trece pe lângă ureche, că pot veni ponturi, îndrumări, inspirație, soluții salvatoare, poate chiar și niște secrete, așa spuse, în mare taină de un cineva, dar acest om se dovedește a fi prieten, benefic, ce auziți e spre binele vostru. Face lumină într-o anumită situație, înțelegeți o anumită situație, se clarifică. Dacă e vorba de o relație, poate fi o mărturisire foarte importantă. Așteptați așa ca pe ghim să vă spună cineva ceva și vine și vă spune și vă liniștiți. E acel moment de răsuflat ușurat. Poate exact informația de care aveați nevoie, poate chiar vestea pe care o așteptați cu înfrigurare, poate o întâlnire pe care o așteptați cu înfrigurare. Mai are loc, nu mai are loc? Oare apare, oare nu apare, oare să zică, oare nu o să zică? Poate chiar și acel sentiment de mă iubește, nu mă iubește? Și acum puteți să vă dați un răspuns, sau vine un răspuns într-un fel sau altul de la cineva din jurul vostru. Puteți să vă împăcați cu cineva cu care erați într-o zonă așa incertă, reluați o relație care era tot într-o zonă suspectă, se liniștesc niște ape și odată cu liniștirea apelor și a minții și a sufletului vostru și relația asta, de orice natură ar fi ea, revine pe un făgaș normal. O vedeți că începe din nou să curgă, să evolueze și aveți mari speranțe că duce acolo unde trebuie.
Asta este ziua de luni, uitați de toate celelalte horoscoape, le găsiți aici în jurul meu și să aveți o săptămână de top. O zi bună, să aveți mai ceva ca în horoscop.